Reduce uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu stau PACA și în această joi o să discutăm un pic despre ceva ce personal am experimentat și probabil și unii dintre voi. Ei bine, fraților, vedeți voi zilele astea, pe când mă uitam în comentariile și mesajele primite de la voi, un tip pe serverul de Discord al Legiunii mi-a zis un lucru pe care nu o să-l uit niciodată și am pus pe... care acolo, ok? Și anume că eu îl ajut cu depresia și pula mea, în capul meu eram ceva gen well, ok, dar gen cum? Și răspunsul lui a fost destul de simplu, de fapt. Pentru că mă faci să râd în fiecare zi. Și în momentul ăla am simțit că ceva s-a mișcat în mine și sunt destul de sigur că nu a fost nițelul de pui, un pic cam rânce cei drept de la masă de dimineață. Omul ăla cu două vorbe a reușit să-mi atingă inima de piatră și pula de oțel prin doar două vorbe, ține minte. Acum nu mă înțelegeți greșit, mesajele de genul că mulțumesc, Alpaca Boss e cel mai tare, țin-o tot așa, primesc mereu, ok? Și mereu le iubesc, mie personal un mesaj sincer cu frate, îmi place ceea ce faci, țin-o tot așa, multă dragoste din vas lui, îmi încălzește inima cu adevărat de fiecare fucking dată și mă face să fac aaa. Dar o grămadă de oameni îmi mulțumesc pentru 11.000 de chestii pe care nu mă simt responsabil pentru ele. Sau cel puțin nu o simt ca și atunci când ne întâlnim în persoană și mi-o spui în față. Internetul are magia lui, dar și face-to-face-ul are altă magie. Bine, băiatul era pe voice chat când mi-a spus-o, nu fix în cadă cu mine, dar still, close enough. Ce-și mă trec afară? Omoară-te, îi un sfat, nu un vers. Nu însemni nimic pentru univers. Ei bine, depresia, dacă vrei să o definești în termeni din aia pompoși, poftim aici un screenshot, măi șăicule. Dar eu nu-l urăsc explicațiile de genul. De ce? Ei bine, pentru că eu pun foarte multă valoare în explicațiile simple, succinte, dacă vrei să le spui așa, care cumva nu sunt bullshitate. Oarecum ce fac eu în parodiile astea, încerc să vă explic ceva cu vorbele mele și cu gândirea mea de om normal. Bine, mai mult anormal decât normal. Nu ne doctorand în pula calului și aparent vouă vă place, așa că de ce nu, boss? Păi, deci depresia, după mine, lăsând deoparte toate fazele alea, gen că boss la unii e doar o stare și la alții ceva clinic care are nevoie de medicamentație pentru asta, sunt conștient. Dar eu vorbesc fix de tipul de om care se simte depresiv, așa ca mine spre exemplu, adică se simte recăcat dintr-un motiv mai mult sau mai puțin știu de el, sau în fine și de el, simte că vrea să facă mai mult nimic decât orice altceva și în general să moară în colțul lui jucând un rank pe LOL pe care desigur îl va pierde, pentru că de ce nu? When life gives you shitty teammates, you are going to have a shitty ranks. La mine depresia se manifestă sub un format mai ciudățel, adică ajung practic să mă uit pe net, să stau degeaba, în general să fiu leneș ca dracu, ore târzii de culcare, asta ținând cont că de multe ori nu dorm cu zilele, mă gândesc la ce mă frământă constant și vorbesc singur ca un handicapat, cum fac și acum când fac video-ul ăsta, și mă uit la stream-uri pe Twitch sau anime-uri random de care nici măcar n-am mai auzit până acum, dar na, asta e forma mea de depresie, nu prea accentuată și nu neapărat gravă, vai doamne. Practic tot așa, făcând de multe ori, chiar și nefiind depresiv, sunt doar un leneș borât, adică na. Și de reamintit că mănânc căcaturi de tot felul, dar iarăși, pula mea, e de înțeles fiind la facultate, în frigider cam bate vântul, pe când mecul de peste drum îmi face cu ochiul. Wink, wink. Oh, da. Iară sunt depresie, iară plâng pe gresie. Vă rog, ridicați-mă, n-o zic pentru atenție. Well, vezi tu, să încerc să scap de depresie ca și cum ai vrea să scap de o ascultare la română. Nu se va întâmpla. Poți să încerci să te ascunzi cât vrei de ea, dar când îți sună ceasul să se întâmple, se va întâmpla și ție. Nu-ți va plăcea deloc. Deloc. Ei bine, îți voi da un sfat. Nu e ceva sigur sau poate ceva ce se va manifesta la toți la fel, dar la mine funcționează în următorul mod. Ai probleme cu fetele sau cu băieții, bagă-ți pula. Da, și dacă ești fată. Ai probleme cu părinții, bagă-ți pula. Pierzi constant pe LOL și în CS chesturile dropează numai glocuri de 12 cenți, bagă-ți pula. Deci vezi, poate că te-ai prins deja care e soluția la problema ta. Soluția cel puțin pentru mine e să-mi bag pula. Ceva mă deranjează, îmi bag pula și plec. Dar stai, că probabil o să trească să clarific un pic chestiuța asta. Dar agimule, dar ce înseamnă să-ți bagi pula? Ei bine, ai dreptate micuțule, hai de la nenea în dubiță să te învețe. Oh, yeah.
A-ți băga pula este un termen des utilizat încă de prin preistorie de către strămoșii noștri alpacerieni, care utilizau această metodă pentru a se înmulți, dar și pentru a trece peste probleme care la un moment dat par extrem de importante, dar se dovedesc în timp a dispărea încet, fără a ști măcar că au fost vreodată acolo. Vezi, uneori e ușor să te superi, e ușor să dai regi, e ușor să spui că bă, pula mea, nu sunt bun de nimic, nu o să mă iasă niciodată chestia asta, indiferent de ce încerci să faci. De la o fute pe una până la încerca să devii cel mai bun la ceva sau mai bun ca mine la PUBG, de n-ai cum. Dar îți spun cu mâna pe inimă că dacă te-ai simțit și măcar pentru o milinanosecundă că semeni cu mine în vreun fel, în orice fel de fapt, te asigur că dacă eu am reușit, bă, și tu poți. Și de fapt, cred că, de fapt, sunt sigur că ai mai multe șanse, decât mie cel puțin, să reușești mult mai rapid să scapi de chestia aia, să-ți bagi pula odată în orice te-ar supăra în momentul ăsta, în orice te frământă. Pentru că poate, chiar dacă ți se pare că acum orice s-ar întâmpla, nu o să treacă niciodată, te asigur eu că în cel mai scurt timp o să vezi că nici măcar nu o să-ți mai pese. E adevărat că trebuie și tu, pula mea, să nu-ți mai dai atenție la chestia aia și să nu te mai gândești non-stop la ea, la el, la ele, măi, futălăule. Și sunt conștient că da, frate, dar nu poți așa din toată să nu te mai gândești la problema aia și puf, dispare. Ei bine, da, e foarte greu. Fuck it, eu încă mai am probleme peste care nu am trecut cu fucking ani. Am pus pe care de fiecare dată, asta nu uite, da? Dar dacă îți vei ocupa timpul ăla de stat degeaba cu orice altceva, orice, vinzi lapte în piață, mulci vaca, mergi la bunica sau mulci pe bunica și mergi la vacă, alegi tu, va ajuta. Ieși cu prietenii din casă și dacă nu ai prieteni, pula mea, mai pe mine, plângem amândoi într-un colț de canal, canal de YouTube. Ce glume, nota întâi! Și da, o scoatem la capăt cumva. Dar vreau doar atât de la tine. Să fii conștient că poți să o faci. Dă-te dracu jos din pat, fute-ți o palmă după ceafă și ieși în pula goală pe balcon strigând muie Dragnea. Iar apoi încet bagă-te înapoi în pat înainte să te vadă măta că stai treaz la ora asta. Că dacă te prinde, ei bine, prietenaș, acolo nici măcar Dumnezeu nu te mai poate ajuta. Plâng, 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 am doar pită cu pateu. Plâng, 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 și merge greu la veceu. Plâng, 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 și mai mere în cotură. Plâng, 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 m-a adoptat mama natură. Alex? Da? Cum v-ai ar fi de-o la ora asta? Mami, nu da?